Decizia guvernului de a nu majora salariile din educație de la 1 septembrie a avut un efect negativ în rândul sindicaliștilor din învățământ, care avertizează că există semnale că vor fi dascăli care vor refuza să meargă la școală, pe de o parte din acest motiv, pe de alta din cauza măsurilor stângace menite să-i protejeze de posibilele infectări cu noul coronavirus. În medie, în urma majorărilor prevăzute, un cadru didactic urma să primească 300 de lei, bani din care putea să-și procure măști sau alte materiale de protecție pe care să le utilizeze în timpul orelor de curs. Toți cei care lucrăm în învățământ sunt îngrijorați cu siguranță, și părinții și elevii care ar urma să se întoarcă pe 14 septembrie la școală. Ministerul Educației a împins întreaga responsabilitate, cum a făcut și în trecut, pe umerii celor din unitățile școlare și comunitățile locale. În condițiile astea este foarte greu să credem că vor fi toate măsurile luate astfel încât riscul de infectare să fie cât mai mic, atât pentru elevi cât și pentru personalul din unitățile școlare și, de ce nu, și pe urmă transmiterea în comunitate. Cu uimire aud acum, dacă până acum tot vorbeam de acea distanțare de 2 metri, 1 metru jumate, acum am auzit că se poate și cu la 1 metru. Nu știu cum scade distanța asta, ne-ar trebui mai multe săli de clasă, ne-ar trebui mai mult personal didactic, ceea ce cu siguranță este imposibil de realizat într-un termen așa scurt. Este o lege promulgată care trebuie aplicată și mereu am auzit de la actuala putere, actual guvernanți, că spun, există o lege, trebuie aplicată, numai că ei vor să o aplice în stilul lor. Văzând ce se întâmplă, că prin rectificarea bugetară să dau bani în plus la anumite categorii de bugetari, că și-au mărit salariile la anumite categorii de bugetari, că împrumuturile care se fac sunt masive, stăm și ne gândim de ce noi, cei din învățământ, trebuie să fim mereu pe, eu știu, ultima treaptă. Da, credeți că vor fi cadre didactice care inclusiv vor refuza să se întoarcă la catedră începând din 14 septembrie, tocmai din cauza acestei decizii a guvernului de a nu majora salariile de la 1 septembrie așa cum era prevăzut? Este posibil și un astfel de lucru, dar eu vă spun, dacă cadrele didactice vor refuza să se întoarcă de la 14 septembrie la școală, o vor face nu numai datorită acestui motiv, și datorită faptului că vor constata că nu toate acele măsuri care ar trebui luate de protecție nu au fost luate. Sindicaliștii anunță noi proteste și, în ultimă fază, vor apela chiar la instanță pentru a li se face dreptate. Potrivit presei centrale, în anul școlar 2020-2021, la nivel național, peste 10.000 de cadre didactice cu vârsta de peste 65 de ani și alte aproximativ 40.000 cu vârsta cuprinsă între 60 și 65 de ani trebuie să se întoarcă la catedră. Sindicaliștii spun că un cadru didactic care va preda la mai multe clase mai multe ore va fi supus unui risc și mai mare de îmbolnăvire, pentru că va intra în contact cu zeci de elevi.